Doar 2,5% dintre angajații din România au lucrat anul trecut de acasă, arată datele publicate luni de Oficiul European de Statistică. În 2020, mai mult de 12% dintre angajații din Uniunea Europeană, cu vârste cuprinse între 15 și 64 de ani, au lucrat de acasă. Finlanda este pe primul loc pe lista statelor membre din UE pentru munca la domiciliu, urmată de Luxemburg. Cea mai scăzută pondere a celor care munceau de acasă s-a înregistrat în Bulgaria, România, Croația și Ungaria. În anii precedenți, ponderea lucrătorilor care desfășurau activități independente și declarau că lucrează de acasă a fost semnificativ mai ridicată decât ponderea angajaților în aceeași situație. Conform Eurostat, există tendințe diferite în funcție de vârsta și sexul angajaților. De asemenea, femeile au lucrat mai mult de acasă decât bărbații.